Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Ne bucurăm să fim în prezența Domnului și în prezența Cuvântului Său și Domnul Iisus să ne mai vorbească în dimineața aceasta așa cum ne-a vorbit până acum. 1 Corinteni, capitolul 13, este cântarea cântărilor bisericii, este poemul de dragoste al Bisericii lui Hristos, este poemul iubirii din Noul Testament, și acest cuvânt ne vorbește astăzi despre un cod cu nouă litere. Noi am fost învățați foarte mult să gândim în coduri. Vreau să vă spun o întâmplare. Pe fratele Presecan îl cunoaștem, e bătrânul bisericii noastre. Când a fost tânăr, a avut un vis la un moment dat cu răpirea. Și povestea el cum în visul lui a văzut cum pământul s-a îndreptat ca o carte și din toate punctele cardinale se îndreptau spre cer într-un con de lumină răscumpărații Domnului. Era răpirea. În momentele acelea a simțit și el o putere care vine peste el și a început să se înalțe. Înălțându-se spre ceruri, n-a reușit să se ridice de la pământ decât vreun metru, un metru și jumătate, era chiar un vecin care a încercat să meargă cu el și îl ținea de picioare, și încet, încet a coborât, iarăși la nivelul solului, și a fost foarte trist și foarte necăjit, de ce Dumnezeu nu l-a răpit? Și spunea, era o debandadă totală pe pământ, mașini, al căror șofer a fost răpit, s-au dus, au intrat unele în altele, în ziduri uh, și așa mai departe. Spunea, era o demandadă totală, salvările nu reușeau să facă față la criza care era atunci și eu am început să plâng și să strig către Dumnezeu și să-i spun de ce n-am fost răpit, de ce nu m-ai ridicat la cer. Și Domnul mi-a spus, spunea fratele Presecan, apleacă-te. Și când m-am aplecat de la piept, a căzut pe pământ o okay. cheie. Și a zis domnul Ridico, doamne, dar uite ce frumoasă este. Nu, 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 zice, întoarce și pe fața cealaltă. Pe fața cealaltă era ruginită, pe față era lustruită, pe cealaltă ruginită. Și a zis domnul, vezi, asta e rugăciunea ta. Eu ți-am zis să te rogi ca să nu cazi în nispită. Tu cazi în nispită și după aceea te rogi. Și zice, nu e normal, din cauza asta tu ai rămas pe pământ și n-ai fost răpit. Și a văzut copiii, familia, zice, din cauza ta, copiii tăi și familia n-a fost răpită la cer. Doamne, dar cine? Cine a întrebat asta ca să știe? Cine va fi răpit? Și a zis Domnul, știi cine va fi răpit? Cei care pot să ierte întotdeauna pe oricine fără nicio condiție. Cei care iubesc pe oricine, întotdeauna, fără nicio condiție. Cei care țin cu toată, cu toată, cu toată inima la Dumnezeul Cerului, îl iubesc din toată inima și iubesc pe aproapele lor ca pe ei. Aceia vor fi răpiți. Și vedeți, venim aici și să ne închipuim, pentru că e bine să vorbim un pic și în tiparul acesta pe care noi îl avem imprimat în conștiința noastră și să ne închipuim, să ne gândim că ar fi răpirea în momentele astea. Și ne-ar duce o putere supranaturală până la porțile cerurilor. A văzut Ioan o ușă în cer, ajunge acolo și vezi că este ceva, o, îți trebuie o cheie, un cod, un cifru, o parolă, trebuie să intri. Și merge acolo și haideți să vedem puțin de la versetul 1 la versetul 3 cu ce am putea noi, după gândurile noastre, să mergem să spunem eu pot să intru în cer cu asta. Și mergem cu primul cod de 10 litere, glosolalia l-am numit eu, într-un cuvânt sau vorbirea în altă limbă. Și spune versetul 1 așa: Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Și n-aș avea dragoste. Sunt o aramă sunătoare sau chimval zângănitor. N-aș putea să intru în împărăția lui Dumnezeu vorbind în altă limbă. E posibil lucrul ăsta? Uite că e posibil. E posibil. Și sunt, să știți, am întâlnit oameni și am sărbătorit zilele trecute 100 de ani de la înființarea penticostalismului în România. Și știți că Dumnezeu a lucrat minunat prin acest dar și prin acest semn al vorbirii în altă limbă, dacă în 1923 erau șapte oameni botezați în România cu Duhul Sfânt, în 1924 au ajuns la 10, în 26 erau 42, în 27 au ajuns la 117 botezați de Domnul și după aceea s-a pierdut șirul, nu se mai știe, nu s-a mai notat. Și Domnul a făcut mari lucrări și mari minuni prin vorbirea în altă limbă. Amintesc doar pe sora Rozalia din Borhan, cei mai bătrâni au cunoscut-o. La un moment dat a fost bolnavă grav și a trebuit să fie operată și era în spital. Și în timp ce, gândiți-vă, fraților și suror, ce minune a făcut Dumnezeu, în timp ce femeia asta lui Dumnezeu era sub anestezie totală, era dormită, buzele ei au început să vorbească și Duhul Sfânt a început să-i spună în limba maghiară medicului care opera și sora nu știa maghiară. Și spunea, face asta, face asta, tai de acolo, adaugi acolo, coș dincolo și Duhul Sfânt îi vorbea omului acelui, era și prorocie, dar era și vorbire în altă limbă. Și să te uiți la ea și vă dați seama, medicul ăsta a executat tremurând ceea ce îi spunea Duhul Sfânt printr-o femeie adormită. Și până la urmă mergea în salon, zice, mă duc să o vizitez pe Maica Precista. Așa îi spunea. Mă duc să o vizitez. Era o femeie a lui Dumnezeu. Și să vezi oameni la nivelul acesta să vorbească în altă limbă și să știți că prin vorbirea în altă limbă multă zidire s-a adus Bisericii lui Dumnezeu în 100 de ani. Și să vezi oameni la calibrul acesta, frate și soră, și totuși să meargă până la ușa cerului și să fie întors înapoi, că îi dă eroare codul, nu? Vorbim un pic așa, mai pentru copii, mai pentru tineri. Nu pot să intru, de ce? Păi stai un pic, vine un înger, vin alții, vin îngerii străjeri, cum spune Costac Ioanid în poezia lui. Și vin și spun, uite, vrei să intri? Da, vreau să intru. Pe bază la ce vrei tu să intri? Păi am fost botezat de Domnul, am fost la stăruință, am vorbit în altă limbă, prin vorbirea mea s-au descoperit tot felul de lucruri. Am vorbit limbi cerești, limbi îngerești, limbi omenești, mi-o dat Dumnezeu. Și Domnul să vină și să spună stop, stop, aici nu poți să intri. Dar de ce? Uitați-vă versetul 8. Limbile vor înceta, Aici se vorbește numai limba cerului, zice Domnul. Dar care e aia? Stai tu acolo și mai încearcă, vezi dacă poți să intri. Să vezi dacă găsești limba cerului. Și merge versetul 2 mai departe. Și mă duc și încerc, iarăși, hai să văd, al doilea cod, a doua încercare. Și am aici, la al doilea cod, iar opt litere. Și codul 2 se numește prorocia prorocia. Mare lucru, fraților, mare lucru. Și putem să citim în capitolul 14, să vedem ce caracteristici frumoase, minunate are prorocia, darul prorociei. Și iarăși vorbeam în urmă cu vreo două luni cu un frate și spunea despre soacra lui și era și soția lui de față. Deci, fica acestei femei de la Timișoara, soarele linuța Cădărean, a plecat la Domnul acum câteva luni. Și povestea oamenii ăștia cum s-a întors la Dumnezeu și cum Domnul a abilitat-o și a dat un dar de prorocie extraordinar. Și cum s-a dus la Elena Ceaușescu și nu-s povești, nu-s povești, sunt realități. Și s-a dus acolo și a zis femeia aceea pusă în funcție asta înaltă, soția dictatorului, a zis eu, nu te cred pe tine, numai dacă îmi zici ce am în dulapul ăsta, dulapul e închis, dar tu să-mi zici ce e aici, că dacă nu-i vai de tine. Și sora a stat și s-a rugat și o zis, prima haină e verde, a doua e roșie, a treia e portocalie, a patra e neagră și spunea exact ce arăta Duhul Sfânt. Și după aceea a zis, cauza pe care o pui înaintea lui Dumnezeu e spre moarte, persoana va muri și a murit. Și a fost de la Dumnezeu lucrare bifată, vizată și femeia asta a fost cinstită de Dumnezeu și de oameni până la capătul vieții. Și să găsești oameni la calibrul acesta și să te duci la porțile de mărgăritar și să încerci să intri. Și nu potrivești, îți dă eroare iarăși codul. Am prorocit, Doamne! Stai că mai sunt și alții care ori, ori veni și ori încerca să intre. Doamne, n-am prorocit noi, n-am spus noi, dragi, n-am făcut noi asta. Domnul ce nu. Și există posibilitatea asta. Și uitați-vă, la versetul 8. Prorociile se vor sfârși. Ce să mai prorocești în ceruri? Că prorocia are în vedere vremurile viitoare, în cer e veșnicie. Prociile se vor sfârși când va apărea Hristos. Merge mai departe, codul numărul 3, versetul 2. Și chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința, 10 litere, codul acesta, și anume cunoștința, iară de eroare, uitați-vă versetul 8, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte. Dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. Acum, versetul 12, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin. Pe baza cunoștinței, nu ai ce să intri aici, a spune Domnul. Atunci mergem la varianta 4, să încercăm să vedem, uitați-vă, versetul 2, partea a doua. Chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, zice aici Apostolul Pavel. Și mă pot duce și să bat la porțile de mărgăritar și să spun, vreau să intru, Doamne, cum? Prin credință, minunat, minunat. Dar ce credință ai? Ai credința în Iisus Hristos ca mântuitor personal sau ai o credință care mută munții, care este un dar? Pe diferență între cele două. Fratele Iustin din Corpade a plecat la Domnul și noi am vizitat-o pe sora Savetă atunci, cred că era prin 2010 11 și sora spunea, era tare bucuroasă, spunea, am avut un vis frumos, ce deci, într-o noapte, dar înainte de vis, într-o zi când stăteam și mă rugam, în casa mea au intrat doi îngeri. Și au venit la mine și au început să discute cu mine. Și vorbeam cu îngerii ăștia și am întrebat, dar ce căutați la mine în casă? Am fost trimiși de Domnul, că am auzit că soțul tău, care a plecat la Domnul, a avut credință. Și am venit să verificăm credința lui, dacă a fost autentică, dacă a fost bună, dacă a fost curată. Și după ce vom verifica și vom constata dacă e într-adevăr cum s-a spus, Înaintea lui Dumnezeu, mergem în cer și facem o sărbătoare în cinstea lui. Și au dispărut. Și ea era bucuroasă. Uite, mă ce am văzut, chiar am văzut ce. Eram cu ochii deschiși și am văzut pe doi îngeri. Și într-o noapte, sora noastră are un vis și spuneam, visul meu, aud un cor de îngeri. Corul cânta în cer, dar cânta și în inima mea. Îl auzeam în văzdu, îl auzeam și în urechile mele, în ființa mea întreagă. Și corul acesta, zice, cânta o cântare atât de minunată și din versurile acestei cântări îngerești mi-a rămas refrenul. El a primit, căci a crezut. El a primit, căci a crezut. Ce a primit? Cu nuna neveștejită a slavei. Și să meargă frate și soră, cineva de genul ăsta, la port și să bată, să spună vreau să intru și să zică stop, stop. Mai trebuie să ai ceva. Ai credință, e bună, dar mai trebuie să ai ceva. Și vorbirea în limbă e bună, că nu o desfințăm. Și prorocia e bună, nu o desfințăm. Dar mai trebuie ceva, ceva încă lipsește. Și merge mai departe. Și uitați-vă ce spune versetul 3: dărnicia mă duc cu următorul cod, 8 litere, hai să încerc să văd ce merge, merge, nu merge. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și aș rămâne pe drum. Și zice, bun, te duci, Doamne, te rog, primește-mă și să atâția filantropi care spun, mă, sigur o să fiu mântuit că eu am dat atâta la săraci, sigur o să fiu mântuit pentru că eu am dat. Dar tu ai primit și-o dat Dumnezeu. Sau mai tot dat. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său, tu l-ai primit pe Fiul Său. Că tu ai dat, dar și Dumnezeu a dat. Și undeva trebuie să întâlnească cele două daruri, nu? Dar dacă tu nu l-ai întâlnit pe Cel care a dat pe Dumnezeu nicăieri, degeaba ai dat. Chiar dacă mi-aș împărți toată averia pentru hrana săracilor, să rămân calic, să rămân în drum, chiar dacă aș face lucrul acesta, egal zero, dă eroare. Pentru că la porțile cerurilor vin îngerii străjeri și spun așa, tu trebuia să-ți faci pe pământ, prieten, cu ajutorul bogăților nedrepte în cer, dărnicia nu se mai practică. Nu se mai practică. Dărnicia nu se mai practică în cer. Acolo e pace, e fericire, bucurie veșnică. Dar pe pământ trebuie să faci tu lucrul ăsta. Ok, Doamne, dar l-am făcut. Bun, dar îți lipsește ceva. Mai trebuie să ai încă ceva. Și atunci ai putea să intri. Și vedeți, ne duce textul ăsta așa la un paroxism. Doamne, chiar dacă, chiar dacă, chiar dacă. Pentru că observați versetul 3, partea a doua. Deja aici ne dă exemplu de dărnicie supremă, de sacrificiu suprem, martiriul. Și mă duc la port și bat și spun, Doamne, știi ceva? Lasă-mă să intru. Am iarăși un cod, are 8 litere, se numește martiraj. Te rog, lasă-mă, eu am murit pentru tine. M-am dus ca și Ignațiu, ca și omul lui Dumnezeu, Ignațiu, care s-a dus în anul 117 și spunea, eu sunt pâinea lui Hristos, eu sunt grâul lui Hristos și astăzi zice, fiarele sălbatice, lei, mă vor măcina ca să fiu pâinea lui Hristos, să mă duc să fiu cu el în ceruri. Ce credință, ce dragoste, ce renunțare la sine, și să mă duc la porți, ca și Ignațiu, și să spun: Doamne, m-am aruncat în brațele legii și m-au ars pe rug pentru tine, Doamne. Și vreau să intru pe baza asta, că eu sunt martir, că eu am murit pentru tine. Domnul zice: îți mai lipsește ceva și pot să intri. Și atunci vine varianta șapte care. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și în gerești și n-aș avea dragoste. Cuvântul dragoste, agape. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele, toată știința. Chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muci munții și n-aș avea dragoste. E un refren. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Aramă sunătoare, inval zângănitor, afară cu talgerile satanei, fraților, din biserică și din inima noastră. În împărăția lui Dumnezeu domnește dragostea, pentru că Dumnezeu este dragoste, slăvit să fie El. Și atunci mă duc la partea a doua a textului nostru, de la versetul 4 în jos. Caracteristicile acestui cod, vorbeam de codul cerului, codul cu nouă litere, dragostea. Haideți să vedem ce caracteristici are acest cod, acest. Până la urmă, nu e niciun cod, să știți, e și cod, că numai pe baza dragostei putem să intrăm. Dragostea e o esență. De sens, noi trebuie să avem în noi dragostea aceasta, așa cum este Dumnezeu, dragoste, este, este. Și atunci ne uităm, pentru că imediat gardienii cerului o să vină să facă verificarea asta în 15 pași, o numesc eu. Pe lângă că m-am dus și am încercat toate celelalte variante, 6 și nu ori ieșit, a 7 era dragostea Bun, ai dragoste, haide acum să verificăm în 15 pași cum este dragostea ta. Și atunci de la versetul 4 și până la versetul 7 li se dau șapte caracteristici pozitive ale dragostei și opt caracteristici negative ale dragostei. Uitați-vă plusurile, cele șapte. Dragostea este. De fapt, întreaga teologie creștină să știți că se bazează pe aceste uh, atribuții pozitive și negative a lui Dumnezeu, mare parte din ea ale lui Dumnezeu, pe afirmații și pe negații. Odată, dragostea este, cum este dragostea? Și vine îngerul și spune, uite, prima caracteristică, primul pas, hai să văd. Ai răbdat pe pământ? Dacă ai răbdat pe pământ, vei putea intra și aici. Dacă n-ai răbdat pe pământ, e o problemă. Dragostea este îndelung răbdătoare. Nu răbdătoare, îndelung răbdătoare. Trebuie să fie lung, lung, lungime acolo, în, în răbdarea asta mea. Dar dragostea trebuie să rabde, adică dragostea e în mine pentru că Dumnezeu este în mine și atunci Dumnezeu care este în mine, dragostea care este în mine, trebuie să fie îndelung răbdătoare. Apoi, al doilea lucru, iarăși pozitiv. Dragostea este plină de bunătate, plină de bunătate. Al treilea lucru. Uitați-vă ce spune în versetul 6, partea a doua. Dragostea are o bucurie adevărată ea se bucură de adevăr dacă vezi că la fratele tău Dumnezeu i-a făcut un bine atâta de multe bucuri pentru că așa e dragostea se bucură dar nu cumva să fim și noi ca evreul acela care o zici Doamne dacă mie îmi dai atâta și la vecinul îi dai dublu taie-mi o mână ca el să aibă lipsă două să nu fim ca și acela dragostea adevărată are bucurie adevărată și se bucură de adevăr. Apoi, versetul 7, dragostea adevărată este iertătoare, acoperă totul, acoperă totul, asta e dragostea adevărată, ea trebuie să fie iertătoare, să ierte, să acopere totul, așa cum zmoala aia fierbinte a acoperit fiecare fisură de la corabia lui Noe, așa trebuie dragostea noastră să acopere totul să fie iertătoare. Și apoi, cinci, dragostea trebuie să fie plină de credință. Plină de credință, versetul 7. Crede totul, apoi să aibă speranță sau nădejde. Nădăjduiește totul și apoi să și sufere. Sufere totul. Doamne, ajută-ne să avem dragostea adevărată. Dar apoi Domnul zice, stai, stai că mai ai încă 8 pași. Mulți îți, Doamne, dar trebuie verificarea asta, făcută neapărat, ca să poți intra în cer. Ce îmi garantează mie intrarea în cer? Dragostea, dar care dragostea? dragoste? Ce adevărată? Și cum este asta? Uitați-vă! Dragostea adevărată elimină invidia, versetul 4, dragostea nu pismuiește. Nu fi invidios, frate, că invidia e un ulcer al sufletului. Dacă vezi cât un om a plecat și slab și vai de el, îl are ulcer, are probleme cu stomacul. Dacă îmi vezi un om invidios, nu dai tot aplecat. ăla nu-i bun, la noi bun, mai el e bun. Cum spunea odată cineva, zice, măi, care sunt cei mai mari actori din România? Suntem mai mulți, suntem mai mulți. El, s-a și el. Ce carte îmi, îmi recomand, frate? cea pe care am scris-o eu. Nu e bine. Asta e mândrie. E mândrie. uitați-vă ce spune. Dragostea nu e invidioasă și nici nu se laudă pe sine. Al doilea lucru, a doua caracteristică. Nu se laudă. Nu se umflă de mândrie, spune aici Comântului lui Dumnezeu. Și fuzo, fuzo, acest a se umfla se poate traduce cu foale, erau niște uh, aparaturi așa cu care se, se, sufla în foc pe vremuri, poate mai știți cum arătau. E asta înseamnă când unul se tot umflă, se tot umflă ca și broasca din poveste, poate ați auzit. Au zis nepotul, zice, uh, bunic, o zice, am văzut o vacă, era afară, era mare, cât era, atâta? Nu, zice, mai mare, atâta, tot mai mare, s-a ocupat, până o pleznit. Pentru că așa se întâmplă atunci când noi ne tot umflăm și nu rămânem la cele zmerite, până la urmă pleznim și problemă, e problemă, am dispărut de pe harta lui Dumnezeu. Asta e dragostea, nu se umflă de mândrie, nu se îngânfă. Apoi, patru, dragostea nu jignește pe alții fraților și surori, să ne uităm versetul 5 în partea a doua, nu se poartă necuvincios. Apoi, Următorul lucru, dragostea nu caută folosul său. Doamne, într-o zi păstorul a recomandat bisericii, zice, hai să ne rugăm și pentru alții, nu numai pentru noi. Doamne, te rog să-i dai la mama un ginere frumos. Da, asta înseamnă să cauți folosul altuia, nu? Și uitați-vă, ce nu face? Nu se mânie, iarăși spune Biblia aici, nu se mânie. Apoi nu caută cu sururi. Și apoi, Elimină bucuria falsă. Nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr. Și până la urmă, versetul 8 la 10 ne arată ce înseamnă accesul în cer, succesul acestui cod numit dragoste. Codul cerului, codul dragostei, e codul Duhului Sfânt. Dragostea e eternă, nu va pieri niciodată. Dragostea e transparentă Acum cunosc în parte Dar atunci voi cunoaște pe deplin Vine dragostea care e Dumnezeu Și mă ajută să să înțeleg Și să cunosc lucrul acesta Și dragostea să știți E eternă Repet a doua oară Versetul 13 Apostolul Pavel merge prin repetiție aici Acum dar rămân aceste trei Credința, a dragostea Dar cea mai mare dintre ele Este dragostea se spune că într-un spital o femeie stătea cu urechea țintită la pieptul unui bolnav. Și cineva a venit și a întrebat-o: De ce faci lucrul acesta? Pentru că, spunea ea, fiul meu a fost ucis într-un accident. Inima fiului meu a fost luată și prin transplant pusă în inima acestui om. Eu cu omul acesta nu am nimic, dar am ceva cu inima lui. Inima fiului meu e în acest om. Și iubesc pe acest om din cauza că inima mea este în el. Așa ar trebui să fie inima cerului în noi, fraților. Și avem cântarea aceea, iubirea lui e mult prea mare, în vorbe simple, să o descri. Și frumoasă, și se spune că există în culegeri vechi evreiești de imnuri. Dar ultima strofă pe care o știm, ultima strofă, se spune că a fost găsită, descoperită într-un azil de bolnav mental, scrisă pe perete. Din veșnicii în veșnicii se întinde dragostea. Chiar dacă oamenii întregi ar lua mările și oceanele și ar încerca să scrie pe cer, ca pe o coală mare de hârtie, dragoste, 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 n-ar reuși, ar seca mările, s-ar repuiza cerurile, dar dragostea rămâne că e Dumnezeu lăudat să fie Domnul. Și Domnul să ne ajute în cer să ne bazăm nu pe daruri, ci pe dăruitor. Nu pe abilități, ci pe dragoste, pe esența lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, amin.